Oh my god, G Fuel, ce-ai făcut aici? Salutare tuturor, ce faceți? Bine ați venit la videoclipul de astăzi. Astăzi vom face un unboxing, un review, vom analiza collector's box-ul, vom analiza shaker-ul și vom analiza și tubul la noua aromă G Fuel Orange Vibe. Orange Vibe este aroma lui KSI, este a doua aroma lui KSI, așa că este al doilea content creator după PewDiePie care are două arome. G Fuel spune că aroma Orange Vibe este cu Orange Creamsicle. Ce este acel Creamsicle? Este practic o înghețată de vanilie învelit cu un șerbet de portocale. Deci nu este înghețată de portocale, este înghețată de vanilie învelită într-un șerbet de portocale. Nu am găsit din păcate produse în România care să semene cu acest Orange Creamsicle. Puteam să iau sucuri de portocale, dar nu era același lucru pentru că nu este exact aceeași aromă. Creamsicle, din ce am văzut, nu prea se găsește pe aici, e ceva mai mult american. Vom testa această aromă și în apă și în lapte, deoarece mulți spun că ar fi puțin mai bună în lapte. Unele arome sunt făcute pentru lapte, alte arome sunt făcute pentru apă. Haideți să vedem unde este mai bună această aromă. Hai să luăm un cuțit și să-i dăm drumul la unboxing. First look. Am luat și un shaker separat. Shakerul lui Angry Army Joe mi se pare că este. Nu are legătură cu collector's box-ul, era shakerul unui streamer. Este un shaker transparent negru cu capac roșu. Sita este albastră și dopul este negru. Prima oară când văd așa ceva, de obicei sita din interior are exact aceeași culoare ca și dopul. Deci aici e negru, aici e albastru. N-am mai văzut nicăieri așa ceva. Bun, și să revenim acum la Orange Vibe. Stickerul. Două stickere chiar. Bine, G Fuel. Avem sticker cu Free Guy, deci pentru cine nu știe este în cinematografe. Am cumpărat și aroma Free Guy, Flavor Bomb, trebuie să ne ajungă, vom face review și la aceea. Sticker cu Free Guy să promoveze aroma lor Flavor Bomb. Și uitați collector's box-ul, cât de frumos arată. Sus, Inspired by KSI. Aici avem KSI chiar el însuși mâncând un creamsicle. Multe orange creamsicle-uri pe aici. Orange Vibe pe față. Pe lateral logo-ul G Fuel cu mai multe creamsicle-uri. Chiar și o jumătate de portocală. Pe spate G Fuel Energy Formula. Site-ul G Fuel, complexele lor și alte creamsicle-uri KSI. Pe celălalt lateral exact același lucru. Sus de tot logo-ul G Fuel și jos de tot codul de bare. Da, deci este un collector's box foarte frumos. Pe spate se pare că nu s-au chinuit să facă cine știe ce. Au lăsat cam simplu așa, dar pe față este acea explozie de portocale, de înghețata aceea învelită cu șerbet de portocale. Haideți să o deschidem. În primul rând shaker-ul. Shaker-ul este un shaker diferit din ce văd. În primul rând pe față avem logo-ul KSI. Pe spate este logo-ul G Fuel. Din ce văd este unul translucid, dar nu este unul portocaliu. Este un fel portocaliu așa mai spre perlă portocaliu. Deci diferența, dopul este un portocaliu natural, iar baza este puțin mai lucios așa, mai shiny. Un portocaliu nu știu cum să-i zic, mai metalizat așa sau mai a perlă, mai bine a perlă, cum sunt perlele, iar capacul este mov. Ok. Și sita dinăuntru este tot portocaliu, cum este și dopul, deci aici are aceeași culoare ca și dopul. Avem și un sticker special, ediție limitată pentru acest Collector's Box. Este un sticker la fel, multe Creamsicle-uri, G Fuel, Energy Formula. Un sticker foarte frumos, portocale, înghețata aceea de vanilie acoperită cu șerbetul de portocale și explozia aceea de suc, foarte, foarte frumos. Și acum ce aștepta toată lumea, tubul Orange Vibe. Bineînțeles, sus Inspired by KSI. KSI din nou mâncând acel Creamsicle, dar multe Creamsicle-uri. Bineînțeles, G Fuel Energy Formula pe față, Orange Vibe, 40 de porții, Sugar Free, 15 calorii, Endurance Complex, Focus Complex, Reaction Complex și Energy Complex. Un design foarte, foarte frumos, bucăți de portocale. Multe creamsicle-uri, acea explozie, un tub foarte frumos. Haideți să-l deschidem. Hai să vedem mirosul. Și da și nu. Miroase puțin a portocale, dar cred că miroase mai mult a vanilie. Cred că miroase mai mult a vanilie. Este totuși un miros puțin de portocale. Haideți să vedem prima oară în apă. Am uitat să zic pudra. Pudra este una alb așa spre portocaliu, nu este chiar un portocaliu intens, dar este puțin portocaliu. Din ce văd, acest tub este umplut puțin mai mult decât celelalte tuburi. Sigur sunt peste 40 de porți aici. Nu puneți niciodată acesta îndesat. Ca să se amestece mai bine în G Fuel, pudra trebuie să fie cât mai moale și cât mai fină. Deci aruncați pudra aia întărită, îndesată, ce rămâne și luați una nouă, foarte moale, foarte fină. Nu uitați, acesta este doar un atașament, puteți să-l dați jos, să-l și rupeți. Acesta este doar pentru sticla de apă. Eu cum nu pun într-o sticlă de apă, îmi pun doar în shaker, n-aveți nevoie. Un scoop este atâta, până aici este un scoop de G Fuel. Fără atașamentul acela de sus. Punem scoopul. Și amestecăm undeva între 30 de secunde și 1 minut. Ok, cred că este de ajuns. Culoarea este un instant portocaliu, exact cum sunt portocalele. Haideți să vedem mirosul în apă. Da, deci miroase foarte tare a portocale în apă. Nu prea se mai simte vanilia deloc. Aroma principală este portocale, că este Orange Creamsicle, deci nici n-ar trebui să se simtă vanilia. Da, deci miroase exact ca și, cum aș putea să spun, ca și Bahama Mama. Da, portocale așa intens. Haideți să gustăm. Wow! Wow! Deci n-am mai... Da, se vede că în apă nu prea e ce trebuie, deci nu este un gust refreshing așa, Cred că este o aromă pentru lapte, sincer să vă zic. Este cremoasă, deci are un gust cremos, probabil înghețata aceea de vanilie, nu știu cum au reușit să o facă. Wow! Deci nu știu cum să vă zic, este un gust unic. Nu am mai gustat așa ceva la nicio aromă G Fuel. Deci, la început se simte portocala tare, dar pentru foarte scurt timp. Și după se transferă gustul către un gust foarte cremos de, aș putea spune, de vanilie. Da, deci zici că nici nu mai bei apă, la început se simte portocala aceea în apă și după zici că pur și simplu mănânci o înghețată. Nu știu cum au reușit această chestie. Pentru mine, să vă zic, nu prefer chestia asta în apă, să se simtă ca și cum mănânc o înghețată în apă. Are un gust puțin ciudat, deci probabil de aceea lumea zice că să o încercăm în lapte. Da, cum am spus, portocală la început și după ceva cremos așa spre vanilie. Nu sunt chiar un fan în apă, exact ce gust are el acum, așa că o să-i dau nota, nici nu știu, o să-i dau o notă ca micuță, o să-i dau un 8,3, aș putea spune. Atenție, în apă 8,3, haideți să vedem în lapte. Bineînțeles, din nou o să luăm un scoop, da, care este exact atât, afară acel atașament, și vom pune în shakerul de această dată cu lapte. La fel, amestecăm între 30 de secunde și 1 minut. Ok, cred că e de ajuns. Haideți să vedem cum miroase. Da, deci miroase foarte, foarte plăcut în lapte. Cred că în lapte ar trebui să fie. Haideți să-l gustăm. Oh my god, G Fuel, ce ai făcut aici? Cea mai bună aromă. Cea mai bună aromă în lapte, 100%. 100%. Deci are gust de înghețată de vanilie. Are și puțină portocale gust la final, foarte puțin, să zic 5%, dar este gustul de înghețată de vanilie. Deci mă jur că aș bea tot tubul ăsta în 3 secunde. Are un gust de milkshake. Exact, milkshake, înghețată cu vanilie și foarte puțin la final un gust de portocale. Este, aș putea spune că este cea mai bună aromă G Fuel. În lapte este 100% cea mai bună dintre toate celelalte. Foarte cremoasă. Este chiar mai bun decât un milkshake. Este foarte, foarte cremoasă, mult mai cremoasă decât un milkshake. Da, nu știu cum să o numesc. Deci este gustul acela de lapte. După vine intens rău de tot vanilia, un gust foarte cremos de vanilie. Eu iubesc vanilia. Și după la final foarte puțin gust de portocale, așa ca să-i dea un gust puțin diferit. Este foarte bun și gustul de portocale nu-l strică, dar schimbă puțin gustul, ceea ce face aroma asta perfectă. Da, deci l-am și terminat. L-am și terminat, nu mai nimic. Deci nu mai e nimic cât a durat. 20 de secunde, 30 de secunde. Nu mai e nimic înăuntru. Deci nu mă pot opri, aroma mea preferată, 100%. În lapte, gata, am zis-o. O să-i dau nota 10. 10 curat, 10 din 10. Așteptam o așa aromă bună în lapte. În apă, nașpa, nu e pe placul meu. Poate vouă unora o să vă placă în apă. De mine nu e un 9,3 sau poate chiar mai puțin. Cred că am fost prea indulgent, am dat tot 8,3. În lapte, 10 curat. Una din cele mai bune arome, G Fuel. Nu este refreshing, deoarece este în lapte, dar este cremoasă, foarte cremoasă, gustul acela foarte bun de vanilie și la final o mică înțepătură așa de portocale face această aromă 10 din 10. Cui place laptele și dorește să încerce o aromă în lapte, mergeți pe Orange Vibe 100%, nu puteți să dați greș. G Fuel, cum ai reușit să faci această aromă așa bună? Nu înțeleg cum. Este exact gustul acela de vanilie, cremos, foarte bun. Nu am cuvinte. Încercați-o 100%, este un must-have în lapte. Și cam acesta a fost review-ul meu pentru astăzi. Nu uitați, intrați pe Discord-ul meu, este jos în descriere, am acolo un canal legat de G Fuel, puteți să-mi puneți orice fel de întrebare, vă voi răspunde. Nu uitați, fac live pe Twitch aproape zilnic, este canalul meu tot acolo jos în descriere, dați un follow. Și tare mult aș aprecia dacă ați dat la acest video un like, un comment și un subscribe ca să mai continui să mai fac videouri despre G Fuel. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare și v-am pupat!